Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Deci, bine ați venit la această zi superbă de joi în care copiii zburdă pe stradă, gata să dea mașina peste ei. Iar parodiile animate apar pe acest canal mirobolant, considerând că iar video-ul ăsta a apărut pe la 10-11-12 seara, fix înainte de vineri. Dar eu sunt Alpaca și astăzi am să vă spun ceva foarte, foarte important, și anume despre prima mea întâlnire cu o ființă umană de sex opus, de sex feminin, și anume o așa zisă fată. Ideea asta mi-a venit când vă citeam comentariile, iar unul dintre voi, pe numele de Ioan Staicu, un legionar veteran pe acest canal de altfel, m-a întrebat ce pula mea și cum pula mea te pregătești pentru o întâlnire. Iar eu am rămas mască. De ce am rămas mască, te întrebi? Ei bine, vezi tu, dar Agiu Alexandru aici de față are un trecut cu domnișoarele atât de încurcat, încât uneori mă opresc în mijlocul străzii singur să mă întreb: de ce dracu ai făcut-o? Și tot eu îmi răspund că nu știu. Cu toate că toți din jur se cam holbează, probabil gândind că o avea vreo schizofrenie, ceva, nu știu. Dar, în fine, poate că mai bine schizofrenie decât un trecut așa de dubios. Ei bine, hai să începem cu începutul, măi Marcele, măi, fii atent aici. Eu nu am fost mereu așa de frumos și cu un corp așa de zeu grec. Eu dintotdeauna, chiar și până acum, sunt un copil introvert, timid, cu alte cuvinte, și pe care, am pus pe care, greu reușești să-l scoți din cochilia lui, nici dacă dai cu DND-ul n-ai șanse. Așa că imaginează și tu cum a fost prima mea întâlnire. Ei bine, nu chiar așa de căcat pe cât poți să-ți imaginezi. De fapt, acum că stau să mă gândesc mai bine, a fost ok, ok-ish. Dacă prin ok-ish vrei să spui extrem de mega groaznic. Bun, hai să mergem direct în conversații. Stau eu pe Facebook pe profilul tipei, acum foarte, foarte, foarte mult timp, adânc în pozele ei postate, ba de la un botez de acum 3 ani, ba de la nu știu ce party din pijamale, în care de obicei există o poză cu ea, și știi la ce mă refer, există o poză cu ea și cu încă 3 tipe. Iar șansele, din păcate, de cele mai multe ori e ca ea, din toate cele 4 fete, persoane de acolo din poza aia, ea să fie cea mai nașpetă. Trist, știu. Pare rău, fetelor, dacă vă faceți poze cu prietenele doar ca să fie ceva bun în poza aia, dar nu păcăliți pe nimeni. Nu mă păcăliți acum și nu m-ați păcălit nici acum 5 ani. Eu știam în mod deliberat că o voiam pe aia urâtă dintre voi, ceea ce mă face uneori să plâng noaptea în somn, dar trecem peste. Dar după ce dau o labă, două, trei pe pozele cu ea, în care îi se vede un pic de bucuță, un pic de crăculeș, ceva poze tăguite de la piscină, etc. Probabil poze pe care nici ea, sincer, nu cred că știe că le are acolo, dar de care eu știam extrem de bine, din cap până în picioare, ho, 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 îmi fac curaj să-i dau mesaj, dar... Stai, stai așa, Marcele, că avem o problemă. Și anume, pe vremea aia, nu că multe s-au fi schimbat de atunci, dar mai ales pe vremea aia eram foarte, foarte nesigur pe mine cum să vorbesc cu o fată și mai ales cum să-i spun că fă, tu, eu, întâlnire friki-friki, dacă știi ce vreau să zic. Și astfel eu, înainte să-i dau orice fel de mesaj sau să interacționez cu ea în orice alt fel uman închipuibil, în afară de a-i mai zice un vreun salut timid pe la școală, aș apoi să realizez că am și șlițul desfăcut. Da, am pățit. Am făcut un plan. Oho, un plan mai elaborat, mai amănunțit decât planul lui Hitler de a cuceri lumea. Un plan mai ceva decât orice alt plan văzut vreodată de rasa umană. Un plan, un plan ce avea să-mi rezolve mie toate problemele. Așa că am luat o foaie A4 și o să vă desenez în realitate exact cum am făcut și acum 5 ani, să vedeți procesul de gândire prin care am trecut și prin care am dat un pic fail. Fii atent, fii atent. Bun, deci, fii atent aceea. Mai întâi, pasul 1, ne trebuie o foaie A4. Pasul 2, ne trebuie 2 pixuri, în cazul ăsta sunt marcări. Unul negru, nu știu ce la negru, roșu, și altul roșu. Trebuie să începeți să scrieți numele fetei de care vă place și care... Și care nu vă place. De ce să... Bun, de data asta luăm în foaia 4
neplânsă, neudă, nenimic. Luăm două pixuri care nu-s pixuri, că-s carioși, că am uitat că-s pixuri, unul roșu, unul negru, și începem prin a scrie numele fetei în deasupra paginii. Am zis să începem să scriem numele fetei. Deci, pentru ultima dată, luăm în foaia 4. Neplânsă, neudă, nefutută, luăm două marcăre care trebuie să fie pixuri, îmi pare rău, unul roșu, unul negru, care sper că merg în pula mea, și începem prin a scrie numele fetei în deasupra paginii. Am vrut să filmez tot voia. Bun. După ce scrieți, avem două coloane, ok? Luăm pe variante. Varianta în care tu îi spui bună, sau în fine, ori salut, orice pula mea, dacă nu îi scrii bună, e degeaba, gen, trebuie să-i scrii, ar trebui să-i scrii ceau căfă, pentru că dacă e fata adevărată răspunde la asta, ar trebui să fie două coloane, dar asta e singurul început care poți să-l faci în pula mea, ok, nu există alt. După care ea poate să spună în continuare, dacă nu-i nesimțită, ce faci și tu, știi, ea spune căfă. După care, dacă nu-i nesimțită sau dacă nu-i sim, dacă ei sim din punctul ăsta, deci dacă ei sim de aici, singurul lucru care poți să-l faci în pula mea e să te sinucizi, că altceva nu mai există, deci dacă te lua sim de la ceau căfă. Apoi, dacă nu, de la foaia aceea, de la ceau, evoluează în câfâul ei, după care există două variante. Tu îi spui, vrei afară, într-un mod mai bun sau mai puțin bun, și dacă vă întrebați ce se aude pe fundare, e mașina de spălat, eu acum mi-am dat seama că voi ne-ați spălat haine. Nu e o bali. În care ea, îs prost, poate să zică da și să spună ce mai vrea, când, data și așa mai în continuare, sau nu. Și dacă zice nu, nu știu ce să faceți, că nu prea mai contează. Deci asta e o variantă pierdută. De la da, trebuie să o continuați. Și vă arăt și cum. La nu se oprește, oricum nu ne interesează, noi suntem băie și maker, primim un da. De la da, o întrebat data, ziua. Și de aici încolo, în fine, dacă vrei să o scoți, de exemplu eu, mă gândeam că dacă o scot în gen la suc sau la film, e gay. Așa că am zis că o scot la piscină, pentru că nu știu cum se desenează o piscină. Pentru că o piscină e ca doi iepuri dintr-o lovitură. Îi vei și țâțele, ieși și pe la întâlnire. Și dacă e băiat, practic e tot valabil. Așa că acum ești you are good to go, nu știu cum se trăcă în română, voi intră o nouă în română. Ești gata să să-i dai la buci. Ești gata să-i dai la buci. Și dacă ești băiat, și dacă ești fată, și dacă ești gay, și dacă ești ca mine, fix între o linie subțire, ok? Deci ești gata să-i dai la buci. Ăștia ar trebui să fie buci, dar le putem face și țâțe. Sau niște buci cu niște coșuri. Nu? Sunt buci, te-am flăierit. Bun, hai să-i dăm bătaie, să punem magia în aplicare. Frecăm palmele pentru noroc, ne pupăm icoanele, mua, mua, și hai. Scrie, 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 bun, 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 e bine, totul merge conform planului. Totul merge conform planului. Stai, ce? Cum adică? Mâine o să plouă și nici nu pot, scuze, poate când se face mai frumos. Cum, Dumnezei, mătii, să răspund la asta? Așa că de nervi și frică că planul nu a funcționat, am zis că trebuie repede să plec să mă fucking sinucid. Ba, ea zice papa și asta a fost. Dan, nu mai vorbesc cu fete în viața vieților mele. Amin, mă fac măicuță în pula mea, s-a dus magia, tot scrisul și planurile astea au fost de ja. Și după ce m-am calmat, am zis că până la urmă sunt un daragiu și nu mă las eu cu una, cu două, doar dacă o curvă nu vrea să ieșim, asta nu înseamnă că speranța s-a pierdut. Mai sunt o grămadă de pești în ocean, mi-am zis eu mie. Așa că am mai dat un mesaj la o fată din clasa mea, care de altfel încăzuse cu tronc din primul moment în care am văzut-o, gen clasa 1, 2, 3, 4, 5, clasa 5-a? S-ar putea. Îi scriu, bună, mă uit la plan, aștept să răspundă și pula că din 2012, frate, eu încă aștept să răspundă, nici măcar un amărât de sin. Da. Bă, că ți-ai...
Și asta a fost prima mea întâlnire, sau cel puțin prima mea încercare de întâlnire. Sper că ați învățat ceva din această experiență oribilă. Rămâneți dracului în casă pe calculator, faceți-vă neveste în metin iubite, în Minecraft, viața reală e de căcat. Bine, de fapt, realistic vorbind, stai chill. Un sfat real ar fi, să vedem, nu încercați să fiți cu bunăciuni dacă nu sunteți și voi bunăciuni. Veziți de lungul nasului, fiți ok cu un refuz, așteptați-vă de fapt la un refuz, dar fără a fi super mega pesimiști față de chestia asta, fiți chillari pe scurt în pula mea. O fată e o fată, nu merită să te stresezi așa de mult pe asta. Când am dat mesajele aia, cred că aveam ceva gen 14 ani. Viața nu se termină dacă la vârsta aia nu ai o prietenă. O prietenă de care, by the way, oricum o să te desparți până la urmă, pentru că sunteți copii și proști. Adică îmi pare rău să te dezamăgesc, dar mai ai un drum lung în față până să-ți găsești așa zisă dragoste adevărată, care în cele din urmă, multe dintre cazuri probabil, nu o să o găsești nici până la 80 de ani. Dar hei, merită încercat. Eu am fost Albaca, a.k.a. Daragiu Labaciu. Dacă mai vreți povești de genul, scrieți în comentarii despre ce ați vrea să vă mai povestesc. Și ca bonus giveaway, dacă aveți cumva vreo fetiță sau vreun băiețel pe care vreți să-l scoateți în oraș și nu vreți să fiți ultra plicticoși, cum ar fi să ieșiți la un suc sau la un film unde le scot toți poponarii, uite aici o oportunitate super tare pentru voi, inclusiv pentru mine. Pe 9 iunie la Arenele Romane o să fie un mega, super mega, super mega hack, da, concert hip-hop. Unul o să vină de la cel mai mic până la cel mai mare rapper hip-hopper. Iar pentru că eu sunt un băiat super mega drăguț cu voi, v-am făcut rost de 3 invitații duble. Adică gen poți să ieși tu și prietena, și pentru că n-ai prietenă, tu și tu, sau tu și băiatul de la 3 care mai ieșiți uneori să bateți mingea în fața blocului. Câștigătorii nu știu cum o să îi aleg sau în fine, dar în oricare dintre cazuri dați-mi follow pe Instagram la Alpaca Legion ca să puteți intra în concurs și acolo o să vă zic eu mai exact cum facem, gen faceți un desen, faceți o glumă bună despre mama și l-aleg pe cel mai proastă glumă de acolo și zic haha, t-ai câștigat. Dar vă rog, în oricare dintre cazuri, să nu-i spuneți mamei de întâlnirea mea cu fata asta, pentru că mama a încercat să-mi dea sfaturi și eu nu ascultam sfaturile ei. Și nu știu dacă e mai bine să le fi ascultat, dar nu care dintre cazuri, dacă ar fi văzut cum a murit cu... Doar nu-i spuneți mamei, ok? Vă iubesc, fraților, iar la 3, ca de obicei, Alpaca King out. 1, 2, 3... Respect! By the way, screenshot-urile cu conversația mea sunt reale, așa că dacă fata aceea mă vede cumva sau mă ține minte, îmi pare rău, nu a fost să fie. Puteam să avem niște copii atât de frumoși împreună. Trebuia doar să zici da, să ieși cu mine dracul la piscină, că nu te durea pizda. Ce-i asta? Pierderea ta. Sigur.